Primăria Provița de Jos va primi banii de la guvern în vederea executării cadastrului imobiliar pentru clădirile care aparțin administrației publice. Practic, noi trebuie să executăm cadastru pentru toate unitățile, fiindcă avem cadastru numai pentru terenul și pentru sala de sport. Restul proprietăților sunt mai vechi și la vremea respectivă nu se impunea executarea cadastrului. Primăria Comunei trebuie să execute cadastru imobiliar și pentru terenurile pe care le deține. În cazul celor din extravilan, primăria trebuie să participe cu o cotă de cofinanțare. Ne ajută pentru viitoarele investiții, practic să, mai ales în cazul nostru în zona de deal și de munte, să avem o separare cât mai exactă dintre noi și administratorii pădurilor, fiindcă dumnealor, cei de la Fondul Silvic, practic an de an, vegetația forestieră înaintează spre zona de pășune sau de fâneață și consideră că terenul respectiv le aparține. Banii necesari pentru executarea cadastrului imobiliar vor fi virați către primărie în următoarele 3 luni.